Hai, hai, hai. Ia. Am adus o calorotate. Bun, ești eleva de 10 a școlii de poliție de la Câmpina. Cum este sentimentul acesta? A fost un sentiment plăcut pentru mine, pentru că m-am pregătit destul de mult pentru această admitere și mi-am dorit foarte mult să intru în acest sistem. Consider că e o meserie frumoasă și faptul că am intrat prima n-a fost un lucru pe care l-am urmărit să intru prima. Mi-am dorit să intru și să văd ce se întâmplă mai departe. Cine ți-a insuflat, să spunem, această meserie? Ai rude în familie care au mai făcut așa ceva? Tatăl meu este pompier și poate de acolo vine puțin pasiune pentru meseriile de acest tip. De pompieri, polițiști, jandarmi, uniforma te face să te simți. Eu mă simt foarte bine când port această uniformă și deși sunt doar elev, știu că atunci când voi termina o să-mi iubesc meseria, pentru că vreau să pun mult suflet ceea ce urmează să fac. Având în vedere situația actuală, cum vezi meseria de polițist în România? Nu cred că mai este o meserie la fel de apreciată cum era în trecut, dar cred că nu contează cum văd ceilalți această meserie. Important e cum te simți tu în momentul în care o practici și cât de multă pasiune pui în ceea ce faci. Bun, spuneai mai devreme că nu mai e la fel de apreciată, dar bun, o întrebare așa, cam cum ai fi acționat-o în cazul Băureanu, spre exemplu, sau în cazul medicului care s-a sustras așa de la lege? Cred că am nevoie de puțin mai multă experiență în teren și de mai multe cunoștințe în acest domeniu ca să pot să-mi dau părerea la o astfel de situație. Ce vei face după ce vei termina cursurile? Sper să prind un post bun, o să muncesc pentru acest lucru și vreau să depun cât mai mult suflet și să fiu și eu mulțumită la sfârșitul zilei de munca pe care o depun, atât pentru mine cât și pentru cetățeni și comunitate. Care este propria ta definiție a polițistului? Aș spune un singur cuvânt și cred că acela ar fi onestitate. Onestitate și poate curaj. E nevoie de curaj să intri în acest sistem.